Campioană europeană de junior și multiplă medaliată la campionatele europene la diferite categorii de vârstă, Andreea Dragoman este una dintre cele mai valoroase jucătoare de tenis de masă din România. La nici 20 de ani, sportiva legitimată la clubul Steaua București se află în această perioadă în cantonament la mare, alături de lotul național. După 2 luni de izolare la domiciliu, Andreea se bucură că a revenit în sală alături de colegi și antrenori. M-am bucurat că am putut reveni la antrenamente și că mă pot antrena din nou. Mi-a fost foarte greu în această perioadă fără antrenamente și a fost destul de dificil să intru în formă, dar acum este foarte bine și ne pregătim pentru Superliga. Ce pasiuni sau aptitudini ți-ai descoperit sau redescoperit în perioada în care ai stat acasă? Am citit foarte mult, m-am uitat la seriale, bineînțeles că am făcut și exerciții fizice doar în casă. Jucătoarea stelistă spune că se simte foarte bine în această perioadă și așteaptă cu încredere competițiile oficiale pentru a-și trece în palmares noi medalii. Prima este Superliga Națională de la finalul lunii iulie, întrecere găzduită de municipiul Buzău. Care sunt planurile tale pentru această a doua jumătate a anului 2020? În primul rând sper să se reia toate concursurile internaționale și cele naționale. Sper să particip la Open-urile care o să se desfășoare și o să joc în Franța și sper acolo să aduc puncte echipei. Ai vreun obiectiv personal pentru acest an? Să-mi câștig meciurile din Franța și, bineînțeles, la campionatul național să câștig titlul.